actualizate destul de des și au fost actualizate inclusiv între locale și acest referendum. Ele au fost actualizate, aceste liste. E o diferență de câteva sute sau mii. Numărul, da, diferența practic este nesemnificativă între cele două. Dar acea diferență de câteva mii arată că ele au fost actualizate. Deci în chestiunea asta, în primul rând, este... E adevărat. De multă vreme. E adevărat. Pe de altă parte, obligația legală o știe fiecare primar din România, este ca înainte de fiecare tur de alegeri să se actualizeze această listă electorală prin transmiterea de către primării a certificatelor de deces, pentru că asta e treaba primăriilor, să transmită certificatele de deces, asta contează, să-i scoatem de pe listă pe acei, da, pe acele persoane decedate. Și primăriile cam fac asta. Ministrul Rus, pe de altă parte, dacă nu s-a trezit la acea direcție de evidență a persoanei cu comunicări de la fiecare primărie din țară, trebuia să emită un ordin, este ministrul administrației și internelor. Deci dacă n-a făcut lucrul acesta... Cei care sunt în circuit informatizat, că am introdus de câțiva ani și cam este, atenție, și cam este. Acolo și e în ordine, dar unii sunt de ani de zile despre care nu se mai știe nimic. Bun. N-au buletin, n-au carte de identitate, n-au nimic. Rus, vreau să vedem o declarație, pentru că Victor Ponta l-a criticat pe ministrul Ioan Rus, invitat la o emisiune TV. Premierul i-a reproșat ministrului de interne că s-a înșelat în legătură cu numărul de votanți de pe listele electorale. S-a dovedit că afirmația domnului Rus nu a fost adevărată. Da. Dați-mi voie să întâi să încerc să rezolv problema care mi-a fost transmisă de către Curtea Constituțională și evident o să fac și analiza vis-a-vis de cine și ce n-a funcționat. Mai mult. Apare așadar mărul discordiei și în interiorul. Dar eu nu înțeleg de unde știe Victor Ponta. De unde știe Victor Ponta? Nu doar între cele două tabere. Iarăși nu înțeleg pe Victor. De unde știe? I-a numărat el pe români om cu om. De unde știe că nu sunt oameni pe liste, că l-am auzit imediat după referendum felicitându-l pe Ioan Rus. Eu nu mai vreau un premier care azi să-mi spună una și peste trei zile să-mi spună alta. Azi să-și felicite un ministru, peste trei zile să-l ia de urechi. De unde? Dar rămâne întrebarea. De unde știe Victor Ponta că Ioan Rus a greșit? De unde? Cum a făcut el acest calcul și a aflat că Ioan Rus este brusc un dobitoc? Dacă mergem pe ideea asta, ce s-a întâmplat între prima adresă dată de acest minister și a doua adresă? Au fost consultate, cred că, baze de date diferite, s-au luat în seamă alte raportări, dar cred că președintele Băsescu l-a derutat pe domnul Ponta atunci când în urmă cu un an și ceva a spus că suntem mai puțini români decât ne închipuim, a zis de vreo 19 milioane. A apărut, știți că aveți acest reportaj în baza de date și probabil în acel context, la acea declarație a președintelui Băsescu s-a referit. Oricum, în graba cu care s-a făcut acest referendum și dacă dorea domnul ministru de interne să facă o situație foarte corectă sau aproape de realitate, era timp cam puțin. Dacă proceda ca acum, dar dacă proceda cum a zis Cătălin și nu era puțin? Eu, avea tot timpul să ia cărțile de identitate. Dacă vă veți duce la orice primărie în fiecare zi, au acolo un serviciu, nu știu care, social, cel care dă ajutoare de înmormântare. Duceți-vă, deci cetățenii au dreptul prin lege, sub un anumit quantum de nu știu ce, devenit, să primească un ajutor de mormântare. Și sunt foarte multe familii... Dar poate să lase în baza de date pentru că îi folosește la numărul de... Treaba ministrului de interne, în momentul în care știe că va avea alegeri, este să perie toată țara și să-i întrebe, domnule, câte au mai murit la tine în comună, oraș, municipiu? E treaba lui, nu e treaba mea. Nu cred că în mediul rural e problema. Bine, acolo s-ar putea să fie persoane foarte puține. Acolo comor mai puțin Banier, decât în orașe. Acolo nu-i mai vezi pe nimeni. În orașe au plecat, duceți-vă pe tot în Europa și veți găsi semeni de ai noștri români, dar de o anumită etnie care efectiv ar avea dreptul să voteze, pentru că sunt la vârsta maximei potențe de a putea vota, nu sunt sub 18 ani. Ei, și cred că n-au niciun act, niciun document, absolut nimic, și aceia sunt foarte mulți. Se pot aduna. Se pot aduna aceia. După cum președintele a spus, să vedeți că s-ar putea să fie mai mulți, a spus domnia sa, pentru că sunt și moldoveni care în ultima vreme s-au înscris în față de cetățenilor români. Noi vrem să știm cât suntem. Asta e, cât mai aproape de realitate. Vă spun câți nu avem carte de identitate pe listele electorale, conform ministerului de interne, comunicare oficială către MEC. Dar dată incorrectă și aici a fost temerea lor. 2,5 milioane. Care nu dețin carte de identitate.
Eu mă gândesc că acolo poate fi spațiu de manevră. Asta e. Da? Deci, biroul de internet a comunicat Biroul Electoral Central că din cele 18 milioane și aproape 300 de mii, doar vreo 15 milioane jumătate au cărți de identitate. Sunt plecați din țară, n-au mai venit să și le reînnoiască, au murit poate sau cine știe unde or fi. Acolo e marja de eroare, acolo e eroarea maximă, acolo se poate desprinde acel eșantion semnificativ de oameni care n-ar trebui să voteze. Pentru că dacă n-ai buletin, nu e treaba noastră, e treaba aia lui, că trebuie să... Ca să poți să votezi, trebuie să ai acel buletin, o carte de identitate. Exact. Altfel nu există. Exact. În acest context și în această situație, domnule Vadim, ce credeți dumneavoastră că va decide Curtea Constituțională pe 31 august sau pe 12 septembrie? Care va fi verdictul? Întâi o chestiune de principiu. Curtea Constituțională, prin legea de funcționare, are alte atribuții. Trebuie să se pronunțe pe principii, pe raportarea la legea fundamentală. Dacă e constituțională, o lege, o hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență și așa mai departe. Curtea Constituțională nu e organ de anchetă. Ea trebuie să se pronunțe pe fotografia de moment a zilei de 29 iulie. De aici încolo s-a deschis cutia Pandorei. E o nebunie. Vreau să spun invitațiilor tăi, simpatica noastră Raluca, vreau să spun următorul lucru. E o realitate gelatinoasă. E ca o piftie, e în continuă mișcare. Îi asculți pe unii, au o variantă. Îi asculți pe alții, au o variantă. Și atunci unde este adevărul? Nu trebuia să se ajungă în incertitudinea asta extraordinar de gravă și fără precedent. Punctul meu de vedere este că acest referendum, de care nu era nevoie, părerea mea, sau oricum trebuia organizat, dacă nu suntem capabili să ne guvernăm singuri, cum a spus generația de la 1866 și l-a adus pe Carol I la București, trebuia să fie în supraveghere internațională. Dar dacă s-a ajuns aici, părerea mea că, pentru a nu mai fi dubii într-o chestiune epocală, fundamentală, el trebuie refăcut, trebuie repetat. Spunea cineva că nu permite legea. Păi la situații excepționale, dai lege excepționale, dacă nu-i poți ieși din fundătura asta socială și politică. Deci eu cred că trebuie repetat referendumul. Astea sunt datele problemei, astea sunt listele, cei care au furat să fie arestați, fără discuție, și organizatorii... Dacă se va întâmpla ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Vadim, aș vrea guvernul trebuie schimbat, Zivali, nu mai are vreau credit să moral. Vreau să prezența domniei sale, ar mai ieși românii la un al doilea referendum după ce au fost acum la unul. Și iată care este rezultatul... Să ne spuneți și câți ca să nu mai facem referendum. Spuneți-le voastră. Nu, că nu știu, nu mă pricep să fac previziuni de acest gen. Cred că numărul mare de oameni care într-o lună, într-o zi, pe o asemenea perioadă socioeconomică au ținut să se prezinte la vot, au revenit în localitățile lor pentru că nu au fost urne și secții speciale pe toată suprafața României, reprezintă dovada cea mai clară că românii, în sfârșit, încep să înțeleagă că funcție de participarea și implicarea lor în astfel de situații, se decid lucrurile într-un sens sau în celălalt. Eu nu sunt foarte mult. Câteva momente, luăm câteva minute de publicitate și revenim. Tot atunci vă spun pe cine a găsit USL-ul pe listele electorale. E o persoană pe care Nicolae Ceaușescu a căutat-o ani de zile și nu a găsit-o. Am găsit-o noi pe listele electorale. Revenim după o scurtă pauză. Știrile continuă pe rtv.net. În primul rând te asigur că toată lumea e atentă la tine, da? 2. Îți iei elan? Și e sus! Aveți un desfăcător? S-a înțeles, da? Man, vezi că e pistof. Ah, ok. Ursus Evolution revine. Trește live evoluția muzicii românești pe 10 și 11 august pe plaja Hanul Piraților din Năvodari.
Cotnarul duce mai departe peceta calității, transformând sutele de trofee dobândite în timp în adevărat aur lichid. Cotnari e vinul de aur. Vara aceasta, Ciuc Premium susține cel mai fierbinte concert al verii. Lady Gaga în turneu. Ia-ți biletul de pe myticket.ro. Vino să vezi un show incendiar și răcorește-te cu un Ciuc Premium. Berea oficială a muzicii live. Iau la baie. Ce căutați aici? Păi am auzit de oferta Dacia Avantaj. Așa, și? Păi și-am zis să ne grăbim, să prindem și noi un Logan, nu? Grăbește-te să prinzi un Logan Ambianz prin programul Rabla cu numai 3.900 de euro TVA inclus. Noua ta culoare arată fabulos, dar nu-ți simți părul deteriorat? Nu, cu prima paletă intensiv color cream cu lăptișor de matcă, pentru mai multă îngrijire. Doar părul îngrijit își păstrează strălucirea și intensitatea culorii pentru mult timp. Paletă intensiv color cream. De la Schwarzkopf. Noile nuanțe de bronz se decolorează cu până la 6 tonuri. Nou Lightest Bronze de la Palete. Cele mai frumoase amintiri pentru un comentator sportiv sunt marile victorii în competițiile supreme, Jocurile Olimpice. Gimnastica românească a triumfat de-a lungul timpului și ne-a umplut inimile de bucurie. Să cântăm din nou imnul României împreună. Sportivii români au nevoie să le fiți alături. Catena, partener al Comitetului Olimpic Român, susține campionii României. Vă place? Frumos! Foarte frumos! Dar de întreținere mai ai bani? Cum să nu? Știți cum m-a costat? Mm. Puțin. Foarte puțin. Cu super afacerea lunii august, pui bani deoparte! Afacere frumoasă pentru orice casă! Leroy Merlin reinventează prețurile mici în șoseaua Chitilei. Boom shikar clack 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 boom. Bucuriile simple ne aduc împreună. Volkswagen te invită la un concert extraordinar. The Born This Way Ball Lady Gaga live pe 16 august în Piața Constituției. Vino să ne bucurăm împreună de un show incendiar. Volkswagen, de 12 ani, cu și despre oameni. În Poiana Ciucaș se întâmplă ceva. Avem un câștigător! A început sezonul câștigătorilor și e timpul ca premiile să pornească spre norocoșii favoriți ai naturii. Vara asta, o bere Ciucaș desfăcută îți poate face o surpriză plăcută. Caută sub capace cele 10 Dacia Sandero sau cele 120.000 de baxuri de bere. Ciucaș, berea favorită a naturii. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Fostul general Ion Pacepa le dă bătăi de cap autorităților și acum, la mai bine de 30 de ani de când a fugit din țară, șeful spionilor de pe vremea comuniștilor apare pe listele electorale din capitală. Căutat de comuniști an la rând, cel mai mare dușman al lui Ceaușescu a fost găsit pe listele electorale de la referendum. Deși Pacepa a fugit din România în anul 1978, el figurează în continuare printre votanți. Aceste liste electorale nu au fost, din păcate, actualizate în conformitate cu prevederile legale în ultimii 20 de ani, probabil. Fostul general Ioan Mihai Pacepa poate fi găsit pe lista electorală la Liceul Caragiale. Vă spun că am aflat și eu cu stupoare acest lucru, că e trecut pe listele electorale din București. Are dreptul să voteze, dar nu în România, pentru că nu a venit în România, ci pe listele din românilor din Statele Unite. Ion Mihai Pacepa a fost șef adjunct al Departamentului de Informații Externe și consilier personal al președintelui Nicolae Ceaușescu. Pe vremea aceea, șeful spionilor nu știa că este urmărit, chiar de Oana Zăvoranu. Uitați aici, la acest etaj, nu mai face.
cumpărat aici, deci iată, acum e vândut normal, nu știu dacă mai stă aceeași familie aici să stea.